2 Împărați, capitolul 6, versetul 24. După aceea, Ben Haded, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat, scapă-mă împărate domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei și al teascului? Și împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceasta mi-a zis, dăm pe fiul tău să-mi mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. În ziua următoare, i-am zis, de pe fiul tău să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis să mă pedesească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiului și a fat pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul Elisei a zis bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Pe când le vorbea el, iată solul, să și pogărâse la el și împăratul a zis, Iată răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarii o măsură de floare de făine cu un ciclu și două măsuri de orz cu un ciclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Până aici cuvântul Domnului, vă rugăm să ocupați locurile. Aș vrea să medităm în seara aceasta la acest text. Vă mărturisesc că în viața mea eram în România, în vremea lui Ceaușescu când Domnul mi-a vorbit într-un mod foarte special din textul acesta și mi-a făcut de cunoscut că noi ca biserică trăiam această dramă a Samariei. Eram o biserică asediată. Atunci s-a născut cartea Biserica în Asediu și textul acesta a fost pentru mine unul dintre Textele scripturii prin care Dumnezeu mi-a vorbit într-un context social foarte special din vremea aceea. Cu trecerea anul, anilor, mi-am dat seama că lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Biserica a rămas tot în asediu, și cei care asediază Biserica acum sunt parcă mai mulți decât au fost altădată. În introducere vreau să spun că. Samaria, capitala regatului de nord al lui Israel, a fost înconjurată de toată oștirea împăratului Siriei. Nu e așa că dușmanii au o minte scurtă? Generalul sirian a fost vindecat în mod miraculos de Dumnezeu prin Elisei. A uitat binefacerea Domnului. Elisei îi duce pe un comando special uh, sirian în Samaria și în loc să fie măcelăriți, primesc de mâncare, sunt tratați bine și sunt trimiși acasă. Și nu mult după aceea, uh, ura care este irațională întotdeauna, uh, din nou o armată siriană asediază de data aceasta Samaria. Se pare că împăratul Samariei este Ioram, fiul lui Ahab, de aceea Elisei spune, fiul acesta de ucigaș, pentru că Așcheia nu sare are de departe de Butuc și uh, Ioram era tot un ucigaș ca și tatăl său, Ahab. În Samania, situația este absolut dramatică. Uh, ați văzut, se mănâncă ce se găsește. Dacă se găsește ceva la prețuri exorbitante. Dacă... Un cap de măgar costă 80 de siclei, nu? Cât ar fi costat restul măgarului, nimeni nu mai știe, nu? Dacă ajunseseră evrei să dea pe un cap de găinați de porumbel. Acum, mi-e frică, fratele Cornelescu este un pic am exagerat. Nu chiar era era găinați de porumbel, era ce mâncau porumbei, Erau grăunțele care de obicei le mâncau porumbei, grăunțele astea se vindeau și ele cu cinci sicli de argint, de dea argint pe o mână de babe pe care o mâncau porumbei. Lucrurile sunt așa de dramatice încât, iată, apare canibalismul, femeile și mănâncă proprii copii, este o disperare totală în tabăra lui Dumnezeu și nu numai disperare, dar o necredință din acea străgătoare la cer. Când am scris Biserica în asediu, a fost un moment al revelației în care Dumnezeu mi-a vorbit că biserica de care eu aparțineam era asediată, de data aceea, de comunismul ateu care ne înconjura și care ne băgase între ziduri. Să știți ca și atunci și la fel cum este și astăzi, biserica nu este neapărat asediată de dușmaniei din exterior, ci este mai degrabă asediată de mentalitatea greșită a celor din interiorul ei. Eu cred că cei din Samaria, poporul lui Dumnezeu, ar fi putut avea o victorie strălucitoare împotriva sirienilor, dacă ar fi ieșit la luptă, dar au abordat o strategie greșită de luptă, aceea de apărare, când de fapt ofensiva îi putea duce la victorie. Astăzi, asediatorii bisericii, sunt destul de mult și am enumerat câțiva. Ateismul umanist, nu? ateismul umanist care se bagă pe gâtul copiilor noștri, care este considerat nu numai la modă, ci științific în lumea în care noi trăim, Ateismul acesta umanist, care îl are în centru pe om și nu pe Dumnezeu, care slăvește creatura și nu creatorul, apoi islamul militant, de care suntem cu toții convinși acum că nu este o religie a păcii, ci este dominat, dominată această religie de o ură fără margini față de creștini, față de copiii lui Dumnezeu, față de oamenii cărții, așa cum ne numesc ei, pe creștinii de astăzi. Adăugați, dacă vreți, feminismul și mișcarea homosexuală din lume de astăzi. Și veți vedea că aceste mișcări sunt, de fapt, au ca scop distrugerea familiei și distrugerea bisericii în ultima instanță. Legalizarea căsătorilor homosexuale, care se pare că prinde contur nu numai în America, ci și în multe țări din lume, este o mișcare împotriva familiei și împotriva creștinismului care propovăduiește căsătoria dintr-un bărbat și o femeie următorul pas, noi vom deveni împotriva legii, vom deveni în afara legii, ca și creștini, pentru că nu gândim așa cum gândește societatea contemporană de astăzi. Ce să mai vorbim de religiile păgâne, nu? Care, în numele spiritualității, a diversității, în această lume postmodernă, totul trece, totul este excelent, în afară de a fi creștin. N-au treabă cu tine să fii budist, să răspândești cine știe ce învățături ezoterice din Orientul îndepărtat, totul este ok, în afară să nu rostești numele lui Iisus Hristos. Apoi ce să mai spunem și de fanatismul religios, a marilor religii istorice, nu-i așa? Fiecare dintre noi ne-am îngrozit, care am văzut recent sărbătoarea Sfintei Marie din România, nu? Zeci de oameni duși cu uh, salvarea umblând în coate și genunchi, la a mănăstiri să-și caute mântuirea. Ei bine, acest fanatism religios construiește niște ziduri foarte puternice împotriva adevăratei biserici a lui Hristos, cea vie, cea dinamică, cea evangelizatoare, cea misionară. Doar câteva, câțiva din asediatorii bisericii de astăzi. Dar spuneam că nu contează cât de mulți sunt, cât de mari sunt, cât de puternici sunt. Nu ei sunt vinovați, ci vinovați suntem noi, cei dinăuntru, care cooperăm cu ei, lăsându-ne asediați. Și tema mea, predice din această seară, este tocmai asta. Cum să ieșim din acest asediu? Și, în primul rând, haideți să-l înțelegem. Asediul Samariei este imaginea bisericii creștine asedi asediate de astăzi. Ce vrea orice asediu? Să izoleze, mă rog, cetatea sau poporul acela de resursele lui de hrană, să-l pună între ziduri și să-l înfometeze și să-l înfrângă prin, prin înfometare, prin izolarea de lume. Nu așa? Este la modă astăzi și auzim peste tot, auzim de la televiziune până la articole de ziar, la școală, peste tot. Nimeni nu are nimic împotriva credinței noastre. Dacă ne o ducem acolo între zidurile noastre, nu e așa? Dacă tăcem din gură, să fii creștin, treaba, dar nu zic la nimeni nimic. Credința este ceva particular, ceva personal. Nu? Fii creștin cât vrei, dar taci din gură. Nu vorbi despre treaba asta. Fiți creștini acolo între zidurile bisericii voastre. Nu avem treabă cu voi, dar să nu ieșiți afară de acolo. Băgat, vrem să, vor să ne bage între ziduri. Nenorocirea este că noi acceptăm ideea aceasta și ne izolăm de lume, pentru că începem să propovăduim, lumea este rea și noi suntem buni. Așa? și lumea nu trebuie să vină peste noi, dar nici noi să nu mergem la lume, nu-i așa? Și atunci, automat, doctrina aceasta de a ne izola de lume, de a ieși din lume, este tradusă în termenii unui asediu consimțit, stăm între zidurile noastre, nu așa, să nu vină lumea la noi. Și apoi nici noi nu ne ducem în lume să nu cumva să ne contamineze lumea asta avem doctrine care propovăduiesc de fapt acest asediu pe care noi îl consimțim, îl acceptăm. La asta se adaugă zidul confesional, nu? Frica aceasta de, de unitate a tuturor creștinilor care este spaima numărul unu, nu? Este anticristul, vine anticristul, se unesc religiile. Ați auzit că este asta, nu? Și aproape ne vine greu să înțelegem rugăciunea Domnului care zice tot să fie una. Cum? Cu ăia? Noi suntem medicosali, ei sunt baptiști. Între noi și este un gard de netrecut. Noi suntem medicosali, ei sunt ortodoxi. E o prăpastă de netrecut între noi și ei. Okay? Zidim zidul confesional. Ne izolăm în confesiunea noastră. Numai noi suntem buni. Ăia toți sunt răi. Și culmea, vrem să evangelizăm pe urmă, cu atitudine din aceasta extrem de obraznică, o, oh, voi ăștia pierduții, aveți noroc că suntem noi aici să vă spunem cum să, cum să fiți mântuiți. Nu e de mirare că oamenii nu primesc mesajul nostru, pentru că îl spunem din spatele unor ziduri pe care le-am construit singuri. Zidul confesional, frica de unitate, frica că ne înțelegem unii cu alții. În Chicago, prin anii 90, așa, am început o acțiune bisericile Pentecostale și Baptiste și creștini după Evanghelie din oraș să ne întâlnim cu tot tineretul odată pe lună. Și aveam un serviciu extraordinar de, de frumos, pentru că fiecare aducea diversitatea, partea lui în lucrare, în, în, în acele întruniri deosebit de frumoase pe care le aveam. E bine, niște făs, frați păstori din oraș ne-au acuzat de curvie spirituală. Curvie spirituală. Nu mai auzit treaba asta? Cum, domnule, adică noi, credința noastră aia bună, autentică, așa, să pervertim noi prin legături cu ăia la cu păgânii aia de baptiști sau penicosau sau cine știe ce erau, nu? Asta era gândirea omului respectiv și era păstorul unei biserici. Și nu era un păstor oarecare. Era un păstor cu un nume foarte mare care a scris cărți, care Predica la radio și așa mai departe. Ei, vreau să vă zic că zidul acesta confesional nu l-au construit comuniștii, l-am construit noi. Nu l-au construit musulmani, l-am construit noi. Nu dușmanii din afară ne-au obligat să-l facem, noi l-am făcut ca să ne simțim noi bine între zidurile noastre. Uitați-vă la noi, la românii pentecostali, de unde ești, frate? A, de la Uniune? Ești de la nostru. Ești de la Church of God? Ha, nici nu vreau să discutăm cu tine. Ești de la Assembly of God? Nu, no, ăștia sunt și mai... Să nu mai spun de aia independenți. Oh, mamă, ăștia... Nici nu mai au loc la convenții, săraci. Acum, nu? De mare organizație care sunt. Le-am spus într-o zi, mai băieți... În România am suferit că am vorbit împotriva Partidului Comunist. Păi, am suferit că am vorbit împotriva cultului. Și acum sufer că am vorbit împotriva Uniunii, împotriva lui Chorțeauvgat. Dar cine sunt organizațiile astea, domnule? Sunt divine, sunt din ceruri, sunt sfinte. Ce se întâmplă, domnule? N-ai voie să zici nimic de partidul, nu? Am rănit partidul. Zidul confesional ne l-am construit noi numai noi suntem buni. Îi afară? Dacă le-am zice sirene, e ok. Dar sunt pierduți, rătăciți. După ce jignim zdravă de tot, vrem să le predicăm Evanghelia, nu? Credeți că ne mai ascultă cineva? S-ar putea ca rătăciții să fim noi ăștia care ne-am izolat singuri în spatele zidurilor noastre denominaționale. Apoi ce să mai spun că asediu ne predispune la absența de la datorie. Unde, unde ar trebui să fim noi ca și creștini? Nu? În câmpul misionar, unde ne-a trimis Domnul pe noi. Mergeți la biserică și stați acolo între patru ziduri și să nu lăsați lumea să intre la voi. Asta a zis Domnul. Mergeți în toată lumea. Până unde? Până la marginile pământului. De ce suntem lipsă pe câmpul misionar? De ce lipsim de la datorie? Pentru că ne-am făcut un asediu singur, ne-am băgat între ziduri. Stăm în zidurile pe care le-am făcut noi și să arate cât mai bine, cât mai frumoase, să fie cu aer condiționat și să putem dormi bine până vine Domnul. Suntem absenți de la datorie. Mișcarea pentru costare se laude cu câteva sute de mii de credincioși în România. Ați făcut sora Ina vreau un calcul să vedeți câți credincioși din România trimit un misionar? S-ar putea să fie câteva zeci de mii, la câteva zeci de mii de credincioși să fie un misionar. Wow! De ce suntem absenți de pe câmpul de misiune? Pentru că ne-am asediat singuri înăuntrul zidurilor noastre confesionale. Ne-a mai făcut și o filozofie a sediului, nu? Veniți să vedeți. Asta este filozofia a sediului. Veniți să vedeți. Domnul a zis mergeți și noi ziceți veniți, veniți la noi. Noi suntem soluția pentru voi. Veniți la noi. Veniți la noi să vedeți ce avem. Avem un cor. Avem un cor de fete, cor de băieți, cor de pensionari, cor de nu știu ce nu? Mixt, fanfară, orchestre, you name it. Veniți să vedeți, veniți și uimiți-vă. Hmm. Ascultați-mă bine, ăștia n-au ce vedea la noi. Dacă vor muzică bună, <laughs> există muzică bună, mult mai bună decât știm noi să cântăm. Amatorismele noastre nu se ridică deloc să impresionăm pe cineva. Ce să le arătăm, domnule? clădirile noastre, veniți ca e mai mare. Nu? La noi sunt mai mulți. Am început, am început să cred că unii numără și picioarele de la bănci, nu numai de la oameni când merg la bisericile lor. Așa rapoarte formidabile, nu? Apropo, câte picioare are biserica voastră? Le-ați numărat? Poate da, trebuie să dați un raport, să impresionați pe cineva, să vină să vadă. Domnul zice, mergeți mergeți în toată lumea, mergeți cu Evanghelia până la marginile pământului. Știți ce a pățit biserica din Ierusalim când nu s-a dus? Le-a trimis domnul, domnul, o persecuție din aceea, că au plecat cu forța pe urmă. Nu? Și Pavel a plecat cu Sila, nu? în misiune. <laughs> Haideți să vedem câteva cauze interne ale asediului. Sunt câteva cauze interne. Numărul 1. O strategie de luptă greșită. Defensiva. Poporul Israel întotdeauna a câștigat bătălii când a ieșit la atac. Le-a pierdut pe toate când s-a apărat. Știți asta? În istoria lui Israel. Când a stat să se apere, a luat bătaie. Strategia lui Dumnezeu nu este defensiva stăm între zidurile noastre, ne apărăm să nu vină ăștia peste noi. Construim ziduri puternice, șanțuri de apărare, să nu vină ăștia peste noi. Dumnezeu a zis, mergeți, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu, asta da strategie de luptă. Știți ce se întâmplă cu el între, în, mijlocul în mijlocul lupilor? Știți ce trebuie, nu? Dacă nu-i breakfast, e lunch. Dacă nu îi lanță dinăr, dar va fi mâncat. Okay? Cineva a spus așa, cine scoate sabia, va muri de sabie. Dar cine nu scoate sabia, va muri pe cruce. Okay? O să murim, or, anyway o să murim. Vom muri pe cruce, salvând un neama a pământului, aducând Evanghelia unui popor sau vom muri bătându-ne unii cu alții. Pentru că veți vedea consecințele imediate ale asediului. Una dintre consecințe este luptele interne. O strategie de luptă greșită. Biserica de astăzi are o strategie de luptă greșită. Ne apărăm. Tot timpul ne apărăm. Există și avocați creștini acum care ne apără. Ne apără în tribunale, ne apără peste tot ne atacă toți dușmanii lui Dumnezeu. Și noi stăm și ne apărăm, ne apărăm fricoși. Unde este omul lui Dumnezeu care numele lui Hristos să se ducă la lupte împotriva acestor neteați împrejur? Unde este David în fața acestui goliat? Este Dumnezeu mai puțin Dumnezeu astăzi decât a fost atunci? De ce ne băgăm între zidurile denominației noastre și a religiei noastre și a bisericii noastre? și nu ieșim afară cu curaj în numele Lui Iisus Hristos împotriva acestor noi tăiați prejur De ce? Pentru că ne-a învățat cineva o strategie de luptă greșită, defensiva. În cuvintele Mântuitorului nu există defensivă, există ofensivă. Mergeți, duceți-vă. Sunt mai mulți cu noi decât sunt împotriva noastră. Știți asta? De ce ne este frică? A doua cauză a sediului este că avem o conducere lipsită de viziune. O conducere lipsită de viziune. Este un ioram undeva care ne-a băgat în cap că acum trebuie să rezistăm până vine Domnul. Avem leadership lipsit de viziune. Și... Printre cei lipsiți de viziune în domeniul ăsta sunt și eu și mă rog Domnului să mă ierte și să-mi dea viziunea unei lupte adevărate. Trebuie să ieșim la ofensivă. Nu mai putem sta apărându-ne. Când au intrat în Canaan, au venit iscoadele și zece, au spus, nu se poate, niște uriași acolo. Au niște cetăți extraordinare. Noi suntem ca niște lăcuste pe lângă ea. Mici de tot și... Doi au fost, au spus, o să-i mâncăm de vii pe ea. Pentru că Domnul este de partea noastră. Doar doi din 12. O al treia cauză a asediului este că am uitat experiențele trecutului. Ioram și cei din cetatea Samariei au uitat foarte repede experiențele lor cu Dumnezeu din trecut. Au uitat istoria, au uitat că Dumnezeu i-a apărat și le-a dat succes și le-a dat izbândă de fiecare dată când au pornit la luptă în numele Lui Dumnezeu. Au uitat istoria. Poate că am uitat istoria, am uitat istoria izbânzilor noastre. Nu ne mai aducem aminte când Dumnezeu a fost de partea noastră. Și spunem doar povești, amintiri câteodată copiilor noștri. Și nu mai trăim realitatea aceea că Dumnezeu cel de ieri este și cel de azi și va fi întotdeauna alături de noi. Altă cauză este frica și necredința. Frica și necredința. Ascultați cuvintele acestui împărat. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Iată că răul acesta vine de la Domnul. Ne-a pedepsit Dumnezeu. Vine de la Domnul. Nu mai este niciun fel de nădejde. Nu mai avem credință. Când vine un cuvânt de la Dumnezeu care oferă speranță, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, deci nici să, să facă ferestre în cer, să pice din cer, promisiunile astea, așa ceva nu, nu, nu există. Hrănim necredința și frica în același timp în zidurile în care ne-am băgat singuri. Haideți să vorbim puțin despre consecințele acestui asediu. Prima consecință a asediului este înfometarea spirituală. În bisericile noastre mâncăm capete de măgar și găinați de porumbel. Scuzați-mă! Scuzați-mă! Avem predicatori care n-au nimic de spus. Tot timpul zic am să vă spun ceva, dacă, dar nu au nimic de spus. Tot timpul de la 10 vorbe spun I have something to tell you. <laughs> au luat-o din engleză. Am ceva să vă spun. de nu are nimic de spus deloc. Ne hrănim în asediul zidurilor noastre mari, frumoase, cu cap de măgar. Suntem tratați ca și copiii de grădiniță. Nici măcar atâta decență n-au unii dintre păstorii noștri, predicatorii noastre, să se pregătească, să pună mâna pe Biblie, să citească, să se roage lui Dumnezeu. Ne întolocesc cu lozinci și cu versete, uneori, care n-au niciun sens strigătare, întorc ochii pe dos, devin, eu știu, inspirați, transpirați, așa, străduindu-se să ne convingă că e bun meniul ăsta de cap de măgar și de găinați de porumbel și dăm prețuri enorm de mari, plătim pentru lucrurile astea de nimica. Lucrurile astea de nimica. Într-un asediu în care ne, există o biserică, ea este înfometată spiritual. Lucrurile nu se spun pe nume. Nu vorbim adevărul, vorbim politică corect. Vorbim Pentecostal correctness, vorbim Baptist correctness, tot ce vreți. Vorbim limba denominației noastre. Să le placă la frați, să mai vină frații, să mai dea bani frații, să mă mai aleagă frații, să nu plece frații. Și foamea spirituală. Te duci într-o biserică și dintr-o dată ți se pare că ai picat în Twilight Zone. Oamenii aceia stau cu gurile căscate și. și, ups, și și sor cuvântului Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că n-am mai auzit cuvântul lui Dumnezeu de ani și ani de zile. auzit numai lozinci. Foamea spirituală. Când suntem în asediu, vom suferi de foame spirituală. 2. Luptele interne. Trebuie să fie cineva vinovat de situația asta. Sigur că da. Omul lui Dumnezeu e vinovat întotdeauna. Elisei e vinovat, domnule nemernicul ăsta de proroc, care vindecă sirieni. Auzi, domnule, ăsta care s-a dat cu dușmanii, îi iartă, le dă de mâncare și trimite liberi acasă. Ăsta e de vină, domnule, pentru că noi am ajuns unde am ajuns. Cine-i de vină? Omul lui Dumnezeu e de vină. Omul de viziune e de vină. Omul cu, cu mesaj profetic este de vină. Sigur că da, Ăștia trebuie decapitați, ăștia trebuie terminați. Capul nu o să rămână pe trupul lui. Știți de unde vin luptele astea spirituale? Din nemulțumirea asta care există între noi, din foamea asta spirituală în care suntem, din izolarea asta în care am ajuns. Telefonul ăla <laughs> trebuie ajutat. Îi credem pe ăștia, îi credem, credem că așa este o bine furtună. Dar ce este și mai dureros, ascultați-mă acum, ce este și mai dureros decât foamea spirituală și luptele interne, luptele interne dintre noi, este că sacrificăm tânăra generație, ne o mâncăm, ne -o mâncăm proprii noștri copii. nu mai vrea să vină la biserică, e sătul de scandalurile care le vede între frați. Nu mai vrea să vină la biserică cu frații aceea pe care mama și tata îi bârfește de dimineață până seara, după fiecare serviciu religios. Nu mai vrea să vină într-o biserică din aia. Eu n-am mai vrut să merg la biserica aia unde fanfara bisericii venea pe la tata pe acasă, beau vin atât de tare că erau roșii în obraz, și suflau în trâmbițe, că erau să se îndrepte trâmbițele alea, strâmbe, când suflau ăștia în trâmbițele alea. Eu n-am mai vrut să merg la biserica aia loc, N-am mai vrut să merg la ea. N-am mai vrut să merg. Ne mâncăm copiii. O, dacă suntem binecuvântați să fim o biserică mare, nici nu se vede, fraților. Nici nu se vede. Toți se nasc intră pe ușa asta, câți pleacă pe ușa aia, da meare, tot aia sunt, tot, a, tot pampara e plină, corul e plin, toți suntem aici, avem așa un tineret. Dar câți pierdem, câți ne ia diavolul, cât se duc dintre noi, nu mai știm, că suntem binecuvântați că vin alții, fabrica de făcut, lume vine, lucrează. Nenorocirea este că suntem o biserică mică și se vede, și se vede când pleacă. Pleacă unul, deja suntem loviți tare. Tânăra generație nu mai împărtășește ideile astea. Nu mai vrea să stea în asediu. În asediu ăsta cultural, etnic, ă, tradițional, tot ce vreți, nu mai vrea. Știți că bisericile noastre menicostale pierd enorm de mulți tineri? Mângâierea mea este că se duc la americani, sau vă domnului că nu pleacă în lume. Se duc la americani, sunt pe mâini bune, e, e ok. Poate că e mai bine că se duc. Poate ies cumva din asediu ăsta. Poate nu se moștenească mentalitatea asta, care o avem noi. Știți ce se întâmplă? O altă consecință. Când vine Dumnezeu cu soluția, o respingem respingem soluția Lui Dumnezeu pentru situația în care noi ne aflăm. Auzi, domnule, mâine la poarta Samariei se va vinde măsură de floare, de făină cu un ciclu și două măsuri de orz cu un ciclu, prețuri de nimic. A căzut piața așa dintr-o dată. Dintr -o... Ah. Când vine promisiunea Lui Dumnezeu, nu mai credem asta. Nu mai credem. O respingem, respingem soluțiile lui Dumnezeu pentru situațiile în care noi suntem. Vreau să spun câteva concluzii. Numărul unu, starea de asediu în care ne complacem ne-a adus toate durerile de care noi suferim ca biserică. Indiferent cum o întoarceți, cauzele majore ale suferințelor noastre ale necazurilor noastre vin din această stare de asediu în care ne-am complăcut și pe care am acceptat-o. A doua afirmație. Singura soluție este ieșirea din asediu prin evangelizarea lumii. Vom vedea duminica viitoare că au fost niște leproși care n-au mai vrut să stea în asediu. Care au avut alt plan, care au zis, ne ducem, o să murim, o să trăim, nu contează, dar dacă stăm aici, murim sigur și au descoperit binecuvântarea lui Dumnezeu. Singura soluție de ieșire din asediu este evangelizare. să ieșim prin evangelizare afară dintre ziduri. 3. Hrana spirituală se obține prin munca ogorului aflat în afara zidurilor. De ce suferă biserica astăzi de foame? Pentru că ogorul și teascul este în afară. Este în afară Acolo, de acolo se adună hrana pentru cetate, din câmpul muncii. 4. Darurile Duhului Sfânt sunt vizibile în câmpul misionar, sunt date pentru aceasta. De ce biserica de astăzi nu mai are darurile spirituale în lucru? De ce? Pentru că nu lucrează cu ele. S-a asediat. Darurile Duhului Sfânt sunt date bisericii să meargă cu Evanghelia până la marginea Pământului. Întrebați misionarii care se duc pe teren să vedeți cum lucrează Duhul Sfânt, cum se petrec minuni. Dar noi stăm pe băncile noastre tapițate la aer condiționat și așteptăm minuni. Aia. Și nu le vedem. Și începem să fim blazați, să fim nemulțumiți. Trebuie să fie cineva vinovat, domnule, că nu mai sunt minune astăzi. Cine? Elisei. Tresite în capul. Și începem războiul spiritual, luptându-ne între noi. Mi-a plăcut foarte mult cineva spunea că cea mai mare greșeală în alimentația românilor este că se mănâncă unii pe alții. Cinci. Mai mulți sunt cu noi decât sunt cu cei care ne asediază. Știți asta? Trebuie să ne rugăm să ne deschidă Dumnezeu ochii ca robului lui Elisei, să vedem carele de foc al lui Dumnezeu și îngerii lui care tăbăresc în jurul celor care se tem de Domnul. Amen. Și ultima afirmație, cel mai greu de învins este mentalitatea. Avem o mare nevoie de schimbare de paradigmă. Să înțelegem ce este o, o paradigmă. Vă dau un simplu exemplu. Într-un tramvai în oraș, un bărbat venea obosit de la lucru și în fața lui, pe scaun, era un bărbat cu un băiețel, așa de vreo 5-6 ani, extrem de neast împărat. Facea o alarmă nemaipomenită și omul ăsta obosit, așa, a început să-l judece ce fel de tată este, mă? Părinții ăștia irresponsabil de astăzi, ăștia nu au nimic, domnule, sunt sur, sunt orbi. copiii pot să facă toate prostiile, nu? Ca ea patru aici, la începutul serviciului, singurul care am văzut eu, nu? Cred că părinții nu i-au văzut. Ei, ăsta era nervos, așa? Și la un moment dat i-a făcut un pic de observație, așa mai... Și spre surprinderea lui, Bărbatul ăsta spune, nu e de mirare că așa, că venim de la mormântarea lui Maică-sa. Dintr-o dată s-a schimbat paradigma, dintr-o dată imaginea s-a schimbat. L-a cuprins mila, a avut înțelegere, dragoste, acceptare. Asta este schimbare de paradigma. Se schimbă dintr-o dată modul în care vezi lucrurile. Este greu să, să ni se schimbe mentalitatea. Este un fel de tratament de șoc la care trebuie să ne supună Dumnezeu să ne schimbăm mentalitatea. Nu știu care va fi. Poate să fie meteoritul ăla de care tot scriu unii că o să vină acum, luna viitoare, nu? Da, nu știu. O criză economică de care, are vorbește lumea foarte tare. Nu știu ce să se întâmple, dar cred că Dumnezeu ne va da o, un tratament de șoc puternic ca să ne schimbăm mentalitatea, să gândim altfel, pentru că deocamdată nu investim în părăția lui, investim într a noastră. Deocamdată nu ne gândim la cele de sus, ne gândim la ale de jos. Deocamdată suntem preocupați de aici și acum, nu de acolo și atunci. Să ne rugăm ca Domnul să ducă o asemenea schimbare de paradigmă bisericii sale și o trezire e nevoie exact pe direcția aceasta. Biserica trebuie să iasă din starea ei de asediu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să ne vorbească în continuare și să ne ajute să ne schimbăm mentalitatea, atitudinea, să ne ajute într-o schimbare de paradigmă, să ieșim din asediu și să vedem câmpul muncii, câmpul Evangheliei, ogoarele care sunt gata de lucrare, țările acestea care ne așteaptă, milioanele acele de oameni care strigă după ajutorul nostru. Să ne rugăm cu toții, Domnului.